La cum stau lucrurile azi, mai un pic și televiziunile de știri ne vor prezenta securitatea ca o mișcare meritocrată, anticomunistă, care era sprijinită printr-un demers jurnalistic demn, etic și curajos făcut de foștii turnători la securitate și ofițeri acoperiți. Sunteți la Starea Impostorilor cu mine, Valeriu Nicolae. Azi vorbim de Anca Alexandrescu, etalonul deontologiei profesionale de la Realitatea TV. Postul ăla unde patroni sunt un pușcăriaș și un fost consultant politic al celui mai mare mafion moldovean, cu super legături cu serviciile secrete ruse, fost secretar general al Partidului Social-Democrat. Da, da, postul ăla unde lucra pe vremuri Rareș Bogdan, care sigur nu e ofițer acoperit, ci doar un om cinstit, foarte bogat și bine informat, cum spune el. La fel ca și Anca Alexandrescu. Ambii sunt prezentați ca jurnaliști. Dacă ăștia sunt jurnaliști, atunci Ciolacu e întruchiparea cinstei, Ciucă a oratoriei culte, iar eu sunt Odin, tatălui Thor, cel mai șmecher zeu din mitologia nordică. Un fel de Tarzan, bre, că avem și suporteri ai doamnei Șoșoacă care citesc emisiunea asta. Dar hai să vedem cum și-a început cariera doamna Alexandrescu. Cu spusele ei. A fost această discuție, Năstasia a zis, dom'le, da, ar fi o idee bună. Te-au abordat în tren? Da. Ne-am întors la București și m-am trezit că Năstasia îl sună pe Cristoiu. Și îi spune, dom'le, ce părere ați avea dacă Anca s-ar transfera la noi la PDSR, la birou de presă? Cristoiu zice, dom'le, da, dar vreau să-mi dai înscris. Erau toți niște somități atunci, evident, era Oliviu German atunci, Adrian Năstasia, Ion Iliescu, Vasile Văcaru, Dumnezeu Solin, adică erau totuși niște personalități. Între ei care erau niște șmecheri și puternici zilei, nu lua nimeni în seamă. Și Dan Mihalache la PSD, Dan Mihalache care, da, era la Vasile Văcaru, cu care, mă rog, m-am reîntâlnit după aceea în guvernul Ponta, el venind de la PNL atunci, da? Am avut un soi de protecție, să zic așa. Eram și fata lui Horia Alexandrescu, îți dai seama că erau din toate părțile. Dar totuși aveau rețineri, că fiind fata lui Horia, nu se purtau chiar ca mitocanii. Bă, e de noaptea minții. Deci ai o fătucă de 22 de ani care e în tren cu premierul României. Experiență profesională zero, căci conform CV-ului era încă pe băncile facultății. Mă, asta discuta în tren cu premierul României, ăla care a fost ginerele a 2 miniștri comuniști, omul în fața căreia stau drepți la vremea aia toți generalii de securitate de la SIE și SRI, inclusiv guvernatorul BNR-ului care a fost chipurile doar un turnător. Ei, fătuca asta îl impresionează atât de tare pe Adrian Năstasia, cel care se considera dincolo de genial și era tartor absolut al României, încât ăsta îl sună pe un jurnalist penibil și cere voie să o ia pe Einsteina sau Gioconda presei la partid. Gioconda care nu e călcată în picioare de șmecheri pentru că avea un scut de protecție și nu de nepotism. Și să nu uit! Voi vă dați seama cam ce zice Anca Alexandrescu despre gloriile partidului? Că ea erau niște somități, șmecheri și mitocani. Da, mă, somități, șmecheri și mitocani. Ei care erau niște șmecheri. Dar să vedem cine era Horia Alexandrescu, cel care pe vremea aia funcționa ca protecție. Horia Alexandrescu, tatăl doamnei, a fost absolvent de Ștefan Gheorghiu, un loc unde doar cei mai șmecheri dintre cei mai șmecheri comuniști aprobați de securitate ajungeau. A fost mare, mare jurnalist în timpul lui Ceaușescu. Scria la Scânteia Tineretului o fițuică propagandei comuniste din 1977 și a fost membru al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Probabilitatea ca domnul Alexandrescu să nu fi avut relații foarte apropiate cu securitatea este identică cu probabilitatea ca Cristoiu, colegul lui de redacție de la Scânteia Tineretului și viitorul angajator al fiicei sale, să nu fi fost turnător la securitate. Din gașca aia de nesecuriți ziariști de la Scânteia Tineretului, încă cel puțin unul este tot timpul la Antena 3. Chipurile jurnalist de investigație. E drept că linsul curului domnului Dan Voiculescu poate fi văzut ca fiind o acțiune investigativă, dar cel mult medicală, că jurnalistică nu are cum. E plin de doctori acolo, de la Ciuvică la Gâdea. De ce amintesc de Antena 3 o să fie clar în câteva minute. Deci taxul lui Alexandreasca a fost trimis la Olimpiada din Statele Unite din 1984 și sigur nu a turnat sportivi. În cartea lui publicată în 1985 apare și paragraful următor la loc de cinste. Muncind și trăind în epoca de aur a națiunii noastre, inaugurată de Congresul al 9-lea al partidului, epocă denumită cu mândrie patriotică, epoca Nicolae Ceaușescu, suntem fericiți și onorați să dedicăm victoriile noastre la cea mai importantă competiție sportivă internațională. Dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii celei de-al 40-lea aniversare a Revoluției de Liberare Socială și Națională Antifascistă și Antiimperialistă și marelui forum al comuniștilor români, congresul al 12-lea al partidului. Bă, mai clar, tatăl Ancăi Alexandrescu a fost un comunist de succes, un lingău talentat al conducătorilor comuniști, cu relații senzaționale cu securitatea, de care, Doamne ferește, nu a profitat după 1989, intrând în afaceri puturoase și infestate de hoți penali și Adrian Sârbu. A lucrat și pentru OTV în perioada de gloria postului pușcăriașului și deloc pedofilului Dan Diaconescu. Sau, cum ar zice Alexandreasca, o somitate. Doamne ferește să creadă cineva că doamna are instinctele tatălui. Eram o sursă alternativă de informații, exact ca și Elena. Adică tu făceai concurență și serviciilor. Nu știu dacă serviciilor, dar tu știi foarte bine că eu comunicam în permanență cu oamenii din presă, pentru că eu veneam din zona presei și eu am păstrat relații bune cu toată lumea. Și uite așa, descoperim cum funcționa presa. Dădea informații șefei de presă a PSD și primea comunicări, că doar nu era fata să zică șpagă. Dar hai să vedem și oamenii din jurul ei. La începuturi, soțul doamnei Alexandrescu a fost celebrul Dan Andronic. Dan Andronic, nepotul unui fost general de securitate, a ajuns director adjunct la SIE. Dan Andronic, cel condamnat definitiv la 3 ani pentru corupție. Dan Andronic, consilierul lui Năstasia și apoi al lui Băsescu. Dan Andronic, probabil cea mai bună dovadă a haznalei care este presa noastră. Omul care face o râmă, ca să nu spun oxiuri, să pară un monument de curățenie și de ontologie. Apoi a fost căsătorită cu un alt erou al sinecurilor pesediste, Dița Adrian, cel care în momentul în care doamna Alexandrescu era mâna dreaptă a lui Dragnea, șeful PSD-ului, a ajuns șeful ANCOM. ANCOM, nenorăcirea aia unde șeful, zigurile rele, face peste 10.000 de euro pe lună aperitiv pentru șpăgile de sute de mii. Domnul Diță are o poveste înfiorătoare, fiind desigur un prea cinstit și nu un mafios sinistru, că doar PSD-ul numește oameni competenți și nesecuriști în funcții de conducere. Faptul că domnul Diță este absolvent al celebrei fabrici de spălare a securiștilor și plagiatori, Colegiul Național de Apărare, este doar o coincidență. Despre cum a reușit domnul Diță să termine o facultate în timpul comuniștilor în doar 7 ani, și dintr-un șomer ilustru a fost numit direct, direct, șeful pentru relații cu guvernul a celei mai mari firme de telecomunicații din România, nu discutăm că doar minunile se adună ciorchine în jurul doamnei Alexandrescu. Diță de la ANCOM a devenit apoi șef la unul dintre cele mai importante și mai fără grade locuri din zona de armament și acum este la Transgaz, că doar nu suntem căpușași de foștii securiști. Ca orice nesecurist, și Diță se pișă pe ele de declarații de avere pe care le completează total aiurea. Deci, Anca Alexandrescu, fiica unui comunist ajuns otevist și soția unor dihosomități, am vrut să zic, a urmat și ea aceeași facultate foarte dubioasă de drept ca și Ciolacu, Universitatea Ecologică. CV-ul ei e siderant, o carieră de sinecuri politice care duhnesc a corupție și oameni super toxici. Alexandreasca, femeia care vorbește despre cinste, onoare, coloană vertebrală, a fost mâna dreaptă a 4 dintre cei mai corupți politicieni pe care i-am avut și a fost în cele mai nenorocite sinecuri posibile. Bă, e de spital de nebun sau psihopați ca Alexandreasca, consiliera pușcăriașului Năstase, consiliera pușcăriașului Oprescu, consiliera pușcăriașului Dragnea, al plagiatorului Ponta, prietenul cel mai apropiat al celui mai corupt pușcăriabil Ghiță, și angajata pușcăriașului patron de la Realitatea TV, este prezentată ca fiind jurnalistă onestă. Nu numai asta, dar dacă stai și te uiți la afacerile ei, femeia este dincolo de vomitiv. Îl face pe Dan Andronic să pară chiar un om cinstit. Spălat-o a tot felul de cadavre politice foarte bogate de pe urma corupției, de la Năstase până la Udrea, nu e jurnalism, e vuvuzeală. Doamna Alexandrescu și-a reînceput jurnalismul la Realitatea după ce a intrat Dragnea la pușcărie. Cum a făcut-o? Cu niște interviuri absolut grotești de spălare ale lui Miron Mitrea, alt pușcăriaș și corupt sinistru. Om pe care Gigi Becali îl făcea dobitoc, pro și indirect hoț, fără ca aceasta să îndrăznească să-l contrazică. Las că și tu ai să mai îmi dai vreo $30.000 cu 1.000 de metri de teren. Dar mi-era milă de tine că era închetat penal atunci. Da? Mai nou, fata a lins-o elegant și pe doamna Șoșoacă și pe domnul George Simion, că nu se știe niciodată de unde ar putea să vină iarăși banul cel gros. Ați făcut patinaj, gimnastică și balet? Și dansuri profesioniste, 14 ani. Nu mă așteptam să fie așa, o vă spune că văd tot timpul pune fotografii cu ce gătește. Am văzut chiar acum de curând făcuse o mâncărică de cartofi cu mâira și cu mazăre, un fel de ghiveci, așa era. Ce, gătiți de toate? Absolut de toate. Felul în care ne explică doamna Alexandrescu legăturile esențiale între servicii, presă și corupție este înfiorător prin seninătatea cu care o face. S-a concretizat în ce am văzut noi cu toții, ea candidat, ea președinte. Au fost niște oameni care s-au ocupat de imaginea ei după aceea, după ce am plecat noi și după ce a intrat Dragnea, și de cum se îmbracă, și de plătit articole și emisiuni. Sunt niște personaje care au mai fost în spatele altor oameni și care se știe că au legături și cu SIE și cu, nu spun numele. Mai clar, ce zice femeia este că relații cu serviciile, plătit milioane la presă și aranjat interviului, este treaba oamenilor din spatele politicienilor, adică a ei. Și stați că poate nu ați auzit bine. Pentru imaginea Vioricăi, Viorica, netuta tutelor din politica noastră, s-au cheltuit milioane. Vă dați seama că s-a cheltuit cu campaniile lui Năstase, Oprescu, Ponta și Dragnea, unde Alexandreasca controla campaniile? Sigur că nu există legături între banii negri circulați de partide în presă și interviurile în care alți jurnaliști, la fel de celebri și neacoperiți, o spală atent pe doamna Alexandrescu. Faptul că ei au legături solide cu PSD-ul și Antena 3 sunt doar coincidențe, așa cum este cazul și domnului Ionuț Cristache, fost angajat al Antenei 3 și fost nespălător de personaje politice la TVR. Ce zice Anca Alexandrescu în interviurile cu Cristache, în mod normal ar trebui să vă facă să vă înghețe sângele în vine. Femeia spune direct că foștii lideri au agreat cu actualii lideri și serviciile să renunțe la politică în schimbul închiderii dosarelor. Lucrul ăsta e spus pe față de cea mai importantă femeie de lângă majoritatea liderilor PSD din ultimii 20 de ani. Mi-a zis atâta, Viorica. Vezi că tu urmezi. Că băieții lucrează împotriva ta și te vor da jos. E, nu e chiar așa. Bine, zic, mai vorbim. Atât, asta a fost dialogul. Și s-a întâmplat, bineînțeles, exact. Pentru că știam clar care sunt încrengăturile, că acolo discuțiile se purtau la alt nivel. Se știa clar. În rest, toată lumea știa căpicul. Bineînțeles. De era deja hotărât. Și ăștia care au votat, Tăriceanu, Ponta, ce au primit la schimb pentru votul lor? Că nu s-a văzut mare lucru după aia. Păi, ce poate să facă sistemul pentru niște oameni politici care la un moment dat au fost șantajați cu dosarele? Adevărat că și Tăriceanu au scăpat și Ponta a scăpat. S-au închis toate dosarele, așa cum s-au și făcut. Și nu suntem deloc bine. Așa cum copiii securiștilor noștri sunt șefii copiilor noștri, la fel și copiii lor vor controla statul. Iată ce zicea Alexandreasca despre un botez al unei angajate al Antenei 3, la care venea premierul PSD de pe vremea aia. Fiica mea, ea stătea la masă cu domnul Busuioc de la Curtea de Conturi. Una din fetele lui Busuioc, care era acolo la masă, se cunoaște cu fiica mea, au un anturaj comun de prieteni. Acum știi cum, ți-am zis că și cu fata lui Ponta s-au prieteni. Poți să-i controlezi copilului relațiile. Mă, astea se întâmplau la botezul profesoarei de dicție de la Antena 3. Acolo erau unii dintre cei mai importanți oameni ai statului nostru, inclusiv premierul. Doar nu credeți că Antena 3, aia care luptă cu corupție, e de fapt un post de propagandă nemernică de care depind politicienii noștri. Doar în 2023 PSD-ul a cheltuit din banii publici peste 10 milioane de euro pe propagandă, televiziuni și consultanță politică, adică pentru ce făcea doamna Alexandrescu. Din banii noștri 10 milioane de euro, adică 75,5% din bugetul primit de PSD de la stat. Știți cât din buget s-au dus către activități politice, adică pe ce ar trebui să facă partidele? De 40 de ori mai puțin. De 40 de ori mai puțin bani pentru activități politice decât pentru plătit televiziuni și presă și oameni care apar la televiziuni. 10 milioane de euro într-un an. Iar ăștia sunt doar o mică parte, că sunt și o mulțime de alți bani șmecheri, cum ar zice doamna Alexandrescu. Cea mai mare parte a acestora se duc la Antena 3, controlată de fostul colaborator al securității Dan Voiculescu, și la televiziunea lui Ghiță, cel căutat internațional căci a fost scăpat de serviciile noastre. Faptul că doi lideri USR, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu, au fost la emisiunea doamnei Alexandrescu și au stat practic pe burtă, lăsând-o pe aceasta să le pună întrebări super agresive la limita nesimțirii, este un lucru foarte trist. Faptul că oameni normali la cap se duc la emisiunile ei fără să pună la îndoială calitatea doamnei de jurnalistă este o dovadă a cât de superficial, lași și disperați de a fi văzuți la TV pot fi și oameni inteligenți. Stați liniștiți că în cazul lui Rareș Bogdan, și el un alt etalon de cinste, era și mai grav, cum veți vedea în emisiunea următoare. Schimbarea nu vine din statul politicos pe burtă. Schimbarea depinde de curaj, iar curaj înseamnă să mergi împotriva interesului tău pentru a face bine în jur și nu să faci sluj pentru a fi băgat în seamă de Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu nu are nicio legătură cu jurnalismul. Legăturile cu sistemul semi-mafiot bazat pe foști securiști și rudele acestora, sistem care are o influență înspăimântătoare asupra României, nu este jurnalism, cel mult tupeu. E drept că tupeul doamnei Alexandrescu pare că nu are limite. Au fost zile când eu n-am stat cu copiii mei ca să încerc să opresc niște lucruri sau să încerc să fac niște lucruri bune. Și am suferit foarte tare, să știi, pentru că s-au spus lucruri nedrepte despre mine. Da, mă, femeia asta care a fost disperată să-l salveze pe Dragnea de la pușcărie, în timp ce ea avea o sinecură de la firma care controla Rompetromul de 440.000 pe an, firmă pentru care nu făcea absolut nimic, femeia care în acte făcea peste 10.000 de euro pe lună, deși singura ei calitate e să toace cuvinte, plânge că noi, nemernicii, nu suntem în stare să vedem cum s-a sacrificat ea făcând bine pentru țărișoară. Dacă ăsta nu e tupeu, nimic nu e. Hai, sictir!